Putin ar da-o la pace, așa că își va lua tot timpul din lume să studieze planul de pace propus de șefii din Africa. Liderii africani au venit la summitul Rusia-Africa pregătiți și pe subiectul Ucraina, nu doar pe cereale și interese proprii. Și Putin e cu ochii pe Africa, pe care o crește de ani buni, ca să devină un pol de putere globală în viziunea lui de lume multipolară. Отметите то, что на наших глазах африканский континент становится новым центром силы. Его политическая, да и экономическая роль растет в геометрической прогрессии. И с этой объективной реальностью всем придется считаться. Pace, pace, însă totul până la Crimea. Dacă Rusia ar simți că o pierde, ar recurge la arme nucleare tactice, avertizează The Moscow Times. Între Rusia și America se duc negocieri cu ușile închise. Asta informa la un moment dat NBC. Are și un nume acest canal de comunicare, vorbim despre el imediat. Între timp, de la Kim Jong-un, de acasă apar tot mai multe poze după vizita ministrului rus al apărării. Pe unde a călcat Șoigu, au răsărit tablouri cu Putin. A, ce prietenie a răsărit așa și aici peste noapte. Eu l-am urmărit de-a lungul timpului pe Putin și nu s-a văzut de foarte multe ori cu Kim Jong-un, după cum bine știu, dar foarte interesant este că pe lângă aceste tablouri care sunt recente aruncate acolo, așa, a vrut să-i arate lui Șoigu, s-a mai lăudat cu ceva și nu doar cu rachetele balistice interzise, ci a făcut o paradă militară, a zis Șoigu. Ia uite, Șoigu, cum îi zicea Prigojin. Șoigu, Gerasimă! Što vy delaete tam? Dajte nam armiju i municiju! Bun, hai că mă opresc aici. Poți să-mi și traduci? Eu știu ce ai spus, da. Pe pauză o să fac și traducerile. Dar uite, aici este parada militară, s-a lăudat cu drone noi, cu rachete pe care le are. Un fel de o să vă lovesc cum nu ați mai văzut în cazul în care ne atacați. Să iasă lui testele mai înainte de toate. Știi că de fiecare dată când mai aruncă câte o torpilă din ea pe unde vrea el să o arunce, știi, intră Japonia în alertă că cine știe pe unde pică racheta aia, știi, încercată. Testele alea pe care le face Kim Jong-un. Acum, întorcându-ne un pic la țările africane, eu le înțeleg cumva poziția, știi, pentru că oamenii ăia chiar depind de cerealele de acolo din zonă, și din Rusia și din Ucraina, și cum trebuie să facă ceva, știi, să chiar îi cer lui Putin să reintre în acel acord pe cereale. Nu știu dacă e cer asta, am văzut că îi mai cer și pacea în războiul din Ucraina, dar o cer pentru că nu prea au ce să facă decât să joace la două capete, și anume, în momentul în care au acceptat 17 șefi africani, lideri, să meargă acolo și 4 prim-ministri, Occidentul a sărit și a spus, trebuie să vorbiți cu Putin, să-i cereți pacea, sigur, mai subtil, dar încercați să-l convingeți. Pentru că Occidentul pompează niște bani acolo, niște miliarde, fără doar multe. Și poate. Asta este și motivul din spate. Dar odată ce au ajuns acolo cei 17, pe când în urmă cu 5 ani au fost aproape 50, 43 dacă nu greșesc, nici nu mai știu sigur numărul lor, oricum, au fost aproape 50 de șefi. Deci vedem numărul radical cât de tare a scăzut. Și s-au dus acolo, pe de o parte, vor primi de la Putin tone, stai așa că parcă-mi notasem, văzusem, între 25.000 și 50.000 de tone gratuit. Deci nu vor da un dar vezi ban. Că au fost state care au refuzat. Au fost și state, Zimbabwe, de exemplu, Zimbabwe, de exemplu, a refuzat. Dar, repet, pe de o parte, bat palma cu Putin, adică am venit aici, nu te-am făcut de rușine în fața întregii lumi. Stai așa, l-au făcut ceilalți care au spus exact. Nu din start. Noi nu venim, suntem de partea Occidentului, avem mai mult de câștigat din asta, da? Pentru că în războiul ăsta nu mai poți fi neutru. Fie ești pro, fie ești contra. Fie ești Zelenski, fie ești Putin. Și de partea lor nu mai... There's no in between, cum ar spune englezul sau americanul. Dar aici vreau să ajung, de fapt, că au jucat la două capete pentru că nu au altă soluție. Pe de-o parte, au zis Putin, am venit aici, ne dai cereale gratuit, grâne, orice. De partea cealaltă, Occidentule, am vorbit, am încercat, i-am pus pe masă un plan de pace. Acum ce o să facă cu el nu mai ține de mine, corect? Pentru că nu mai au o altă șansă. Și este de înțeles. Ceea ce mă sperie cumva este faptul că mă uitam chiar astăzi pe presa din Rusia și am văzut niște poze cu mai multe persoane, bărbați, mai ales de undeva dintr-o țară din Africa, cu steagul Rusiei, îmbrăcați, îmbrățișați practic cu acel steag și cu niște pancarte pe care scria Mihatim Vrasiu,
noi vrem în Rusia, și cred că scria și în francez, sigur, acum în funcție de ce colonie era. O fotografie era, care pe mine, sper să o vedem imediat, o fotografie pe care, care pe mine, sincer, spun, m-a distrat teribil. Probabil ar vrea în Rusia să știi la cum arată fotografia și îmbrăcați toți în stacul, înfășurați în stacul ăla rusesc, arată, zici că echipa de ștafetă, știi, și cum africanii ăștia sunt pricepuți așa la alergări, poate să ia în echipa olimpică a Rusiei, știi, deși nu o să poată concura sub stac rusesc, dar pot să devin cer victoria lui Putin. Ceea ce spui, dar vreau să revenim în actualitate. Chiar acum, o informație de moment, aș putea spune că s-a petrecut în urmă cu câteva ore, și anume explozii în Rostov, acolo acasă la Putin. Au fost explozii. Rusia din nou acuză Ucraina, desigur, că ar fi atacat un oraș rusesc cu o rachetă S-200 care a fost modificată. Oricum, despre toate astea vreau să vorbim cu Florin Jipa, editor șef la Monitorul Apărării și Securității. El este cu ochii pe absolut tot ce se întâmplă în război și vine acum cu ultimele detalii. Bună, Florin! Salut, Florin! Bună, dragilor! Bun, a fost confirmat atacul din partea autorităților de la Kiev, pentru că partea rușilor deja o știm, clar, ucrainenii sunt cei care sunt responsabili pentru această explozie. Care e realitatea? Da, de regulă, autoritățile ucrainene nu confirmă atacurile de pe teritoriul Rusiei. Vin câteodată cu anumite glumițe, dar niciodată cu subiect și predicat. Noi am atacat, ce am folosit sau ce unități au tras. Au fost mai multe rachete care au căzut atât în Taganrog, dar și în Azov. Ministerul rus al apărării a vorbit de rachete S-200, exact cum spunea și voi, sunt sisteme antiriene, dar ei l-au folosit pe post de rachete balistice. Nu sunt morți, dar sunt răniți, dar este clar un mesaj pe care Ucraina îl trimite Kremlinului, și anume și teritoriul rusesc poate fi oricând atacat, mai ales că în regiunea Rostov este și comandamentul districtului militar de sud, de unde sunt conduse acțiunile rusești din Ucraina. Florin, ca să punem și niște cifre pe masă, din ce update-uri am eu, în Taganrog au fost 12 persoane duse la spital, o explozie lângă o cafenea, una din cele trei rachete trimise, că am înțeles că au fost trei, a fost interceptată în aer de antiaeriană rusească, iar cealaltă undeva în zona Rostovului ar fi distrus sau ar fi avariat un depozit de combustibil. Da, de regulă ucrainenii nu trimit rachetele decât împotriva obiectivelor militare, dar în momentul în care ele sunt distruse, automat că cad unde se nimerește. Ucraina nu a atacat până acum obiective civile din Rusia, chiar dacă Rusia o face zilnic în Ucraina, și obiectivele principale sunt depozitele de muniție, depozite de combustibil, în special de pe bazele aeriene, de unde pleacă aeronavele, bombardierele rusești și atacă orașele ucrainene. Deci cumva, chiar dacă par așa acțiuni ofensivele, de fapt, în esență sunt defensive, deoarece distrugând infrastructura rusească, nu mai pot ataca în adâncime rușii în orașele ucrainene. Florin, îți mulțumim pentru toate explicațiile. Suntem cu ochii pe tot ce se întâmplă acolo și vor face și update colegii noștri de la știrile după ce terminăm emisiunea și noi, dacă se mai întâmplă lucruri între timp, cu siguranță. O contraofensivă extinsă și organizată, în sfârșit, asta bagă de seamă americanii, cel puțin, din ce am văzut analize din partea lor. Așteptăm, pentru că e de mult promisă această contraofensivă și, din păcate, timpul nu știu pe cine avantajează, știi? Ne uităm, încă e vară, dar ar fi trebuit să se întâmple niște lucruri, cel puțin așa cum promiseseră ucrainenii, că vara asta se vor întâmpla. Vedem că de-abia încep să se întâmple cu adevărat lucruri, ori e timpul, nu știu dacă e în favoarea lor. Urmează și alegeri, toamna stă să vină, doar august, da? Doar mâine, nu-i pe mine. Dar se cam amână și se cu alegerile. În sfârșit, ideea este că în sfârșit americanii văd că lucrurile se desfășoară organizat din partea ucrainenilor. Dar, repet, este un avertisment, pentru că urmează alegeri în Statele Unite, în Europa. Nu știm cum va arăta iarna asta, pe cea care a trecut. Am trecut-o cu bine, da? A fost o iarnă caldă. Nu ne-a supra-solicitat din punctul ăsta de vedere, da? Dar... Bun, având în vedere că am vorbit și despre acordul pe cereale, care este foarte important nu doar pentru Ucraina, nu doar pentru Rusia, care are și ea un record de producție de cereale, ci este important pentru
întreaga lume. Până la urmă vreau să vorbesc cu Marcela despre acest lucru, pentru că summitul ruso-african care a avut loc și ieri și astăzi, vedem imagini în continuare din ce s-a mai întâmplat acolo. Recapătă totuși în oglindă, nu? Un Macron care... O reacție în oglindă fără doar și poate, dar vreau să văd dacă Franța recapătă cumva interesul pentru aceste tipuri de summit și dacă recapătă interes mai ales în țările din Africa. Da, uite, am să vă spun o mică anecdotă apropo de France-Afrique, se numea Franța-Africa, adică exact ceea ce încearcă Putin să reproducă acum. N-a inventat apa caldă și n-a descoperit America, el a copiat exact, merge pe modelul pe care l-a utilizat Franța încă de la decolonizare, a rămas într-un fel de parteneriat cu statele africane. Eu am fost foarte mirată când am ajuns în Franța să văd câtă importanță se acorda acestor summituri la care veneau minim 30 de șef de state și guverne, dacă nu mai mult, din Africa, dar în vremea lui Chirac, că de fapt după Chirac s-a mai răcit puțin supa, dar în vremea lui Chirac era o adevărată veselie. Am participat la două sau trei astfel de summituri. Chirac îi cunoștea pe toți pe din afară, îi întâlnea, îi bătea pe spate, îi întreba ce-ți mai face nevasta, te mai doare spatele, a născut nepoata, a născut, îi știa, deci toți jurnaliștii francezi erau sigur cum poate să-i țină minte pe toți. Marcela, scuze-mă că te întrerup, dar în oglindă de data asta, Putin nu bate pe nimeni pe spate, dimpotrivă, Sisi îl face să-l aștepte. Președintele Egiptului, da, exact. Da, l-a cam lăsat cu ochii în soare. Am văzut și imaginile exact. Cum Putin nu mai știa ce să facă. Ia, așa, da, exact, da, avem da. Și imaginile. Se plimbă un pic, nu știe ce să facă și se uită acolo pe... Altfel să se, ca Rusia să se întoarcă în acordul de export al cerealelor. Adică Egiptul nu e foarte fericit de ce face Putin acum și dacă ați urmărit ce s-a întâmplat la acest summit, de câteva ori imaginele au fost întrerupe, nu s-a transmis în flux continuu, pentru că au fost momente extrem de delicate. Lucrurile pentru nu de fost chiar așa cum s-a imaginat Putin când își strânge el oligarhii și face ordine cu ei. Cu șefii de state din Africa e ceva mai greu. Dar dacă vrem să înțelegem ce urmărește exact Rusia în Africa, cred că ați observat că Victor But, marele traficant de arme care a fost eliberat de americani în schimbul basketbalistei, este la Leningrad și nu degeaba. Ceea ce vrea să facă, în afară de exporturile de cereale cu care vrea Putin să cucerească Africa, vreau să spun că ceea ce promite el gratuit nu e mare lucru față de ceea ce e nevoie acolo. Dar el a mai promis și anul trecut, a făcut promisiuni, știi să promiți, nu îi angajează decât pe care cred, pe care promit. Deci a promis și n-a dat nimic. Rămâne de văzut dacă africanii sunt în continuare atât de fraieri pe cât îi crede Putin. În Africa e o mare bătălie de influență, acum bineînțeles. Și tot, deși nouă ni se pare, urmărind ce face Wagner, ceea ce e destul de spectaculos, ni se pare că Putin și Rusia a reușit să se implanteze bine în Africa, e adevărat că este în creștere, însă e departe de imaginea pe care ne-o facem noi. Cel mai bine reprezentat în momentul ăsta este China. Franța, bineînțeles că a fost o putere coloniară, dar Rusia e departe și de China și de Franța și de Statele Unite și de Japonia, alte țări care sunt bine reprezentate acolo. Pentru că să ai o influență în Africa nu înseamnă să ai câteva mii de mercenari Wagner pe lângă capitală, având grijă de liderul încuiat cu 7 lacăte în Palatul Prezidențial. Înseamnă să ai niște investiții, să ai niște... Franța are și trupe acolo, bineînțeles, și care au participat la luptele împotriva mișcărilor jihadiste. Deci nu e chiar atât de bine implementat acolo cum crede el, dar încearcă. Asta putem să-i acordăm. Apropo de oligarhi, ca menționam mai devreme, mă uitam în dimineața asta pe ce a mai postat Dmitri Medvedev și am văzut o poză care mi-a sărit în ochi. I-am văzut aici și pe Biden și pe Ursula von der Leyen. O am aici în tabletă și imediat asta este poza. Îl vedem și pe Zelensky, parcă ușor deformat, și pe Macron, fără doar și poate. Dar stai că nu pozele sunt importante, ci comentariul. Stop. Și mesajul era legat de extraterestri din America și, mă rog, de declarațiile de Congresul care a fost, de fapt, la americani, nu aseară, ci alaltă seară. Exact, acea mărturie în Congres sub jurământ a unui fost pilot US Air Force, care spune că are dovezi
despre existența extraterestrilor. Și el spune acolo, Dmitri Medvedev, stați un pic, voi acum ați descoperit asta? Păi stați că vă arăt eu de fapt extraterestrii pe care îi avem și nu îi avem de azi, ieri, ci de foarte mult timp deja. Și poza respectivă. A simțit el nevoia să râdă, dar de unde preocuparea asta cu ce fac americanii și cu... Și chiar e de râsul rușilor preocuparea asta al americanilor în căutarea extraterestrilor? Bun, eu trecând de la registrul de glumă la registrul ceva mai serios, știi, eu cred că ar trebui să fim extrem de aroganți să credem că suntem singuri în univers. Mie mi se pare caragios să spui că suntem singuri, nu mi se pare caragios să spui că există și alte civilizații undeva în univers. Însă și Nemo, tu trebuie să știi treaba asta, vorbesc despre paradoxul lui Fermi, care ne explică de ce nu vedem extraterestri și de ce nu ne întâlnim cu ei, pentru că universul este atât de mare și distanțele atât de mari, încât pentru a ajunge unii la alții trebuie mai mult decât durata de viață a unei civilizații. O civilizație nu este eternă, nu durează veșnic. Problema e cea a distanțelor și problema este cea a timpului, pentru că nu suntem contemporani unii cu alții. Durata de viață a universului, deja cea care a existat, e foarte lungă, e foarte posibil dacă există civilizații, ele să fie atât de avansate încât să se uite la noi cum ne uităm noi la furnici, sau spațiile fiind atât de mari, pur și simplu să nu fie baleat partea noastră de univers, aici unde ne aflăm noi. Deci, în ceea ce mă privește, eu cred că există toate șansele reale ca civilizații extraterestre să existe, dar trebuie să fie un mare accident și o mare întâmplare ca ei să fie prezenți aici, în acest scurt laps de timp în care noi am evoluat și suntem capabili să ne dăm seama că au venit niște extraterestri și nu niște zei. Însă, ca să mai aduc un argument pentru ceea ce spun acum, în Franța s-au deschis arhivele în urmă cu 20 de ani, Michel Alliot-Marie a cerut prima dată deschiderea arhivelor. A fost un val de OZN-uri în Franța în 1952, care nu e explicat nici acum. În arhivele pe care le-a deschis Ministerul Apărării sunt mărturia unor piloți care spun, deci unele incidente de genul ăsta au fost explicate, se știe despre ce a fost vorba, altele au rămas în continuare la fel de enigmatice. Și a mai fost un astfel de val în Belgia în 82 sau 92, uite, n-am verificat, dar destul de recent, la fel fenomene inexplicabile pe care am încercat să le înțelegem, dar ele rămân în continuare inexplicabile. Deci, până la urmă, sigur că e frumos să râdem, ne luăm peste picior unii pe alții, dar asta e o treabă până la urmă foarte serioasă. Îi transmit și lui Medvedev. Da, mulțumim tare mult, Marcela. Scuză-mă, Tamara, că m-am băgat ca să explicăm acel paradox al lui Fermi de care vorbea Marcela. Nu faci o călătorie doar în timp, când parcurgi niște distanțe foarte lungi în univers, la viteze foarte mari, faci o călătorie în timp. Dar faci o călătorie în timp în sensul că tu nu ajungi să atingi acea civilizație într-un timp relativ concomitent cu celelalte civilizații respective. Călătorești mult în viitorul acelei planete. Timpul s-a scurs? Hai că-mi explici teoria ta. Acum, cât suntem doar așa, între ei aici în platou.